acum îmi bată ea într-una. Pe la crâșmă nu mai trec, nu mă mai petrec, nu mă lasă mândra ca să plec. Când rămâne singura mândrulița mea, îmi trimite-n dorul după mine. Nu mă lasă să-mi închin un pahar cu vin, nu mă lasă-n crâșmă să rămân. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Șosea nu e nimenea să mă vadă că mă duc la mândra. Ia și lumea că mă duc, ia știi când ajung, de mă vede intru în bucluc. Dar nici azi de nu afla nimenea din sat pe la ce mândruță bat la ușă. Poate nici nu mai afla gura lumei rea, de mă vede mă vorbește iar. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Telespectatorii, cred că am început foarte bine aici la Piatra Neamț, un oraș deosebit, un oraș turistic, printre altele. Oamenii sunt primitori, nu în ultimul rând, dar poate cel mai important e faptul că sunt mulți, mulți artiști deosebit de talentați. Acum nu știu dacă cei pe care urmează să-i prezentăm, dacă sunt din Piatra Neamț, da? De aici sunteți? De la Cheile Dicazului suntem, dar locuim în oraș. Cristina, eu o să te rog, înainte de a prezenta această echipă, această formație deosebită, să ne spui câteva lucruri despre Central Plața.
Hotelul Central Plața oferă condiții de cazare la cel mai înalt standard. Fiecare dintre cele 155 de camere este destul de mare. Ale hotelului reprezintă o experiență de rafinament, dotări moderne și mai ales confort. Camerele sunt decorate în stil contemporan, cu linii suple și compartimentări spațioase. Hotelul dispune și de două apartamente prezidențiale de o eleganță exclusivă. Eu zic că merită să facem o vizită aici, mai ales că pe de altă parte ne bucurăm de un restaurant pentru mic dejun, un restaurant clasic cu un meniu variat și bogat în același timp. De asemenea, este un loc potrivit pentru evenimente și toate momentele speciale din viața dumneavoastră, a telespectatorilor noștri, într-o ambianță de lux și eleganță, alături de servicii atente ale echipei. Mai ceva de spus de completat? Despre formația Crai de Munte. Eu o să te las să discuți cu șeful formației și cu colegii lui. Vreau, te rog, să-mi prezinți formația și da, colegii. Am să încep cu solista noastră vocal de muzică populară, surioara mea, Anca Florean, violonistul nostru, Ionică Baciu, și colegul nostru de la clape, se vadă aici. Alin Teodorescu. Și eu sunt Gabriel Florean, clape și acordeon. Vreau să-mi spui, te rog, și de cât timp activați în această formulă? În această formulă suntem de 3 ani. Mai avem și o fată de muzică ușoară, din păcate astăzi ne-a putut să ajungă la filmări cu noi. Vă așteptăm data viitoare și cu mare ea, drag, formula întreagă. Sigur că da. Ce melodie o să ne interpretați? O să cântăm o melodie folclorică din repertoriul doamnei Adriana Ochișanu, Când ești mamă la copii. Să-i ascultăm la ora veseliei, formația Crai de Munte! Când ești mamă la copii, ai și griji și bucurii, la necaz și supărare, copiii ți-s alienare. Când ești mamă la copii, ai și griji și bucurii, la necaz și supărare, copiii ți-s alienare. Și-o să crească mare fata, frumoasă cum nu-i alta, și-o crește băiatul înalt, ajutorul mamii drag. Și-o să crească mare fata, frumoasă cum nu-i alta, și-o crește băiatul înalt, ajutorul tati drag. Nu țin la sufletul meu, cum țin la băiatul meu, nu țin nici la viața mea, cum țin la fetița mea. Nu țin la sufletul meu, cum țin la băiatul meu, nu țin nici la viața mea, cum țin la fetița mea. Și-o să crească mare fata, frumoasă cum nu-i alta, și-o crește băiatul înalt, ajutorul mamii drag. Și-o să crească mare fata, frumoasă cum nu-i alta, și-o crește băiatul înalt, ajutorul tati drag. Și mă rog așa mereu să-mi țină Dumnezeu, să apasă am putere, să-mi ferească de rele. Și mă rog așa mereu să-mi țină Dumnezeu, să apasă am putere, să-mi ferească de rele. Și-o să crească mare fata, frumoasă cum nu-i alta, și-o crește băiatul înalt, ajutorul mamii drag. Și-o să crească mare fata, frumoasă cum nu-i alta, și-o crește băiatul înalt, ajutorul tati drag. Să mă țină viața mea, ca să-mi pot ajuta pe băiat și fata mea, ei îmi sunt averea mea. Să mă țină viața mea, ca să-mi pot ajuta pe băiat și fata mea, ei îmi sunt averea mea. Și-o să crească mare fata, frumoasă cum nu-i alta, și-o crește băiatul înalt, ajutorul mamii drag. Și-o să crească mare fata, frumoasă cum nu-i alta, și-o crește băiatul înalt, ajutorul tati drag.
Avem alături de noi aici în Piatra Neamț o doamnă profesor din învățământul preșcolar, doamna Căciuleanu Elena. O invit alături de noi. Aplauze pentru doamna. Dânsa coordonează formația de dansuri Hora din Piatra Neamț. Bine ați venit la Ora Veseliei! Bine v-am regăsit! Este o veche prietenă de a noastră, doamna, și ne bucurăm tare mult că este alături de noi. Avem un grup de la grădinița școlii numărul 2, un grup mare de copii. Am dreptate? Da, aproape 3/4 din copiii grupei fac parte din această formație. Ne uităm la cameră aici să ne vadă și telespectatorii și să ne spuneți câte ceva despre activitatea copiilor. Am început dansuri de la grupa mijlocie. Am încercat multe genuri de dansuri. I-am învățat să asculte muzica, să o simtă și să, se exprime prin muzică. Anul trecut am venit cu dansuri tematic cu ei la dumneavoastră, la emisiune, și anul acesta am încercat un gen ceva mai dificil, dar foarte plăcut sufletului nostru, dansul popular. Dansul popular și cântecul popular este pe placul tuturor. Mulțumim frumos, să-i vedem pe formația de dansuri Hora din Piatra Neamț. Thank you.
Avem alături de noi formația de dansuri Doina Ceahlăului din Piatra Neamț și alături de mine domnul coregraf Adrian Gheorghiu. Aplauze! Vă invit să stăm de vorbă, să prezentăm acești copii minunați, pentru că încă sunt copii. Bine ați venit la ora veseliei! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Este vorba despre o formație de dansuri. De cât timp aveți această formație? Da, formația este tinerică. De anul trecut lucrez cu ei și cred că merge bine și mergem înainte. Noi vă urăm mult succes în continuare și să ne spuneți ce dansuri ne-ați pregătit sau ce dans. Deci avem pregătit o suită de pe Valea Bistriței, din zona Neamțului, dansuri doar din zona Neamțului. Să-i vizionăm cu mare drag formația de dansuri Doina Ceahlăului din Piatra Neamț. Oh,
Bine ați venit! Bine v-am găsit dumneavoastră și telespectatorii noastre! Vă așteptăm cu mare drag și sunteți prieten vechi de al nostru, domnul Ghiocel Sinescu. A venit să ne prezinte o piesă, Mă bate vântul, mă bate, din repertoriul... lui domnul Ion Dorănescu, cel mai mare artist. Este bine de precizat acest lucru. Pe cine salutăm de acasă? Bineînțeles, toți prietenii mei, toți fanii mei, familia, mama, soția, fetița, pe toată lumea. Salutăm pe toată lumea și aplauze pentru Ghiocel Sinescu. Mulțumesc frumos! Mă bate vântul, mă bate și din față și din spate, mă bate vântul, frate. Mă apleacă la pământ, mă întreabă de ce, câte gloși dragostea mi-a luat tinerețea mea. Mă apleacă la pământ, mă întreabă de ce, câte gloși dragostea mi-a luat tinerețea mea. Și la toate am făcut față. Și prin ploaie și prin voi, dar eu mă ridic și câte cum și dragoste mi-a luat tinerețea mă. Și prin ploaie și prin voi, dar eu mă ridic și câte cum și dragoste mi-a luat tinerețea mă. Mi-e drag pământul și mării cât mi-o fi rindu' măi. Oh, mi-e dragă viața, oh, mi-e drag pământul și mării cât mi-o fi rindu' măi. Peste mate mai, să umplu din sat în sat, să cânt la lume cu dragă mă. Să ne cânt oamenilor, să ne potolesc din dor, câte cur și dragostea mi-a luat tinerețea măi. Să ne cânt oamenilor, să ne potolesc din dor, câte cur și dragostea mi-a luat tinerețea măi. Viața, oh, mi-e drag pământul și mării când mi-o fi rindu' oh, mi-e dragă viața, oh, mi-e drag pământul și mării când mi-o fi rindu' Până se pregătește formația Iorgu, fă o demonstrație live. Hai! Și lumea din palme. Cum te cheam pe tine? Mă numesc Alex Daniel Bulai, sunt în clasa a patra. Așa? A patra? Numai a patra? Da. Și cânti atât de bine în clasa a patra, la ce școală ești?
Sunt la liceul de artă Victor Brauner. Câteva cuvinte, că tu ești de acum, cum s-ar spune, un colaborator permanent al emisiunii Ora Veselii. În primul rând, țin să salut toți colegii care sunt aici alături de noi și în primul pe dumneavoastră. Bine v-am regăsit, domnule Eugen. Păi de mine nu scăpați, mie îmi plac lăutarea adevărat de aia. Da. Suntem onorați pentru invitația care ne-ați făcut-o. Sperăm să mai venim la dumneavoastră în emisiune, cu mare drag. Și eu mă bucur foarte mult. Da. Cu permisiunea ta o să încep să prezint, da? Să vă prezint și colegii. Așa. Solista formației, Diana Simona Gherguț. Aplauze pentru fiecare artist. Diana, bine ai venit, arăți foarte bine. Tatăl meu la trompetă, Iorgu Bulai. Domnul Iorgu, poftiți mai în fața aici să vă vadă lumea. Bine ați venit. Claviaturi. Cristi Iorgu Bulai, fratele cel mai mic. Aplauze și pentru Cristi. Și la saxofon, fratele cel mai mare, Iorgu Junior Bulai. Și subsemnatul, Daniel Iorgu Bulai. Așa. Și colega vrea să spună câteva cuvinte. Are două dedicații de... Da. Dragă colega, ia să vede, acolo la Horea, la camera numărul 1. Bine, m-am găsit, vă spun în primul rând. Așa. Vreau să mulțumesc sponsorilor noștri, domnului Apetroae Iosif și doamnei Dâscă Antonela, coordonatoarea mea în asigurări. Mulțumim din suflet pentru nepoții Gamet, pentru părinții mei și pentru toți prietenii noștri, pentru cei cărora le vom cânta la nunta anul ăsta. Foarte frumos. Ce melodii veți cânta? Eu voi cânta o piesă vocal din Basarabia, o piesă de muzică ușoară, iar băieții vor face un colaj de muzică moldovenească. Instrumentală, da? Instrumentală, adevărat. Da. Ca la noi în Moldova. Dragi prieteni, din Moldova noastră dragă, mai precis, de la Piatra Neamț, Eugen Ungureanu vă adresează un bun venit la Ora Veseliei. Rămâneți împreună cu noi pentru că avem artiști de cea mai bună calitate să cânte muzica! Același drum pe
e drumul nostru ce ni-i dat să îl urmăm. Același drum e obosit, dacă iubești și ești iubit, e același drum pe care astăzi îl urmăm. E același drum pe care astăzi îl urmăm. E același drum pe care astăzi îl urmăm. La ora veseliei. Bine v-am găsit.
Te rog să-mi spui ce melodie o să ne încânti în această frumoasă ediție la Piatra Neamț. O să cânt o horă moldovenească. Să-l ascultăm, doamnelor și domnilor, pe Vasile Vornicu! Măi, bădiță, petre, măi, tu nu
ești un băiat. Pentru o fată din alt sat ești tare mândru când mergi spre casă. Dar eu, bădiță, sunt prădestoasă. Am ochi de noapte și-ți frumușică. Am gură dulce de cireșică. Ești tare mândru când mergi spre casă. Dar eu, bădiță, sunt prădestoasă. Am ochi de noapte și-ți frumușică. Am gură dulce de cireșică. Cozaru. Sunt Eugen Ungureanu, nu pierdeți emisiunea de săptămâna viitoare. La revedere! Dacă vrei ca să petreci, muzică bună să alegi, dai rai 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 rai, diri diri dai rai. Și un vin bun te să găsești, să vei să te înveselești, să vei să te înveselești.